Universitatea din Craiova a organizat astăzi examen de admitere la facultățile de medicină, medicină dentară și farmacie. Acolo unde anul trecut mediile de intrare la buget au fost 9,15, 8,75 și respectiv 9,56. Subiectele au fost grele sau ușoare în funcție de cât s-a pregătit fiecare. Cum au fost? Destul de ușoare, zic eu. Ușurele, nu nici foarte, nici foarte grele. Ai mai greșit? Da. Am mai greșit din ele. Să vedem acum rezultatele. Nu sunt foarte sigură de tot. Cât ai pregătit? 4-5 luni. Pentru ce ai susținut examen? Medicină. E primul an? Da. Cum au fost subiectele? Așa și așa. Ce înseamnă așa și așa? Dificile? Da, oarecum, da. Puțin mai dificile. Depinde de cum am învățat fiecare. Și cum ai învățat? Te-ai pregătit? Da, m-am pregătit destul de ok. Bine, la problemă nu mă așteptam să-mi dea. Dar a fost ok. Da. Aștepți la o notă mare? Mă aștept să intru. La buget să sperăm. Te-am văzut că ai sărit de bucurie. De ce? Da, pentru că nu prea am greșeli. Adică cred că intru la buget mai mult ca sigur. Te-ai pregătit mult? Da, un an întreg timp de fiecare zi. Fiecare zi câteva ore bune? Da. Și acum în ultimele săptămâni am făcut cărțile de grile, aproape făceam pe fiecare zi cartea de grile. Destul de greu, pentru cine am învățat a fost ușor, dar a fost greu. A fost multe grele la prima vedere și foarte greu la chimie. Și unde te încadrezi? Peste 9,50. O să intru. Șanse mari, nu? Da, șanse mari, da, sigur. De ce ai ales medici? Pentru că simt că mi se potrivește, pentru că sper să plec în străinătate și chiar dacă nu plec și rămân aici, poate pot să schimb ceva în sistemul ăsta medical. La medicină sunt 210 locuri la buget și 80 la taxă, la medicină dentară 35 de locuri la buget și 40 la taxă, iar la farmacie 29 de locuri la buget și 70 la taxă. Rezultatele vor fi afișate în această seară. Vineri se vor desfășura examenele de admitere la balneofizio-kinetoterapie, moașe, tehnică dentară și asistentă medicală generală.